Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la niște pește prăjit în crustă de făină sau mălai. Ingredientele le găsiți detaliate la descrierea videoului și în rețeta de pe blog, al cărui link îl găsiți tot la descriere. Am aici un pește dorată din care pot prepara două porții de mâncare. Pentru început am îndepărtat solzii. Peștele meu e deja curățat în interior. Trebuie să îndepărtați și vena de pe șira spinării, aceea dă un gust amar. La final am îndepărtat capul și coada, plus aripioarele, după care am feliat trunchiul în 4 rondele. Sărez carnea și o las 10 minute să absoarbă din sare și să prindă gust. După 10 minute, peștele îl trec fie prin făina de grâu, fie prin mălai. Scuturați făina în exces pentru a rămâne pe carne doar o peliculă subțire. Ambele tipuri de făină au același rol. Odată ajunse în ulei încins, creează o crustă de protecție pentru carnea fină a peștelui. În câteva minute, peștele se gătește până la os, fără a se usca excesiv. În același timp, acea crustă ține bucata de pește la oaltă. Dacă încercați să o gătiți fără stratul de făină, veți vedea că de data ce începe să se gătească, carnea se desprinde de pe os și peștele începe să se dezmembreze. Pentru prăjire am pregătit o tigaie mai înaltă în care încing circa 2 degete de ulei. Înălțimea uleiului trebuie să ajungă la jumătate din înălțimea rondelelor de pește pentru a se putea prăji eficient și repede. Când punem peștele în tigaie, uleiul trebuie să fie atât de încins încât să sfârie instant. Dar să avem grijă ca uleiul să nu se încingă prea tare, încât să ajungă să fumece. Vom supraveghea atent focul și îl vom potrivi în așa fel, încât să se mențină o gătire constantă, căci nici dacă focul nu e suficient de tare, nu e bine, deoarece peștele ar bălti în ulei și s-ar îmbiba de grăsime fără să mai ajungă să facă crustă. Vom găti bucățile de pește câte 3-4 minute pe fiecare parte, în funcție și de grosimea lor. Ele întorc mai mult ochiometric în funcție de ce văd. Când observ că partea aflată în ulei încins este rumenită frumos și are crustă, atunci întorc și pe cealaltă parte și las să se rumenească, după care întorc pe părțile fără pieliță să se prăjească și acolo pentru încă 2-3 minute. Când bucățile de pește sunt gata, le scot din ulei încins și le pun pe niște șervețele absorbante care să elimine grăsimea în exces. Uitați aici câtă grăsime a lăsat peștele scos din tigaie. Trebuie să recunosc că de data aceasta am primit și ceva reclamație de la soț. În focurile filmării nu am mai apucat să fac și niște muștei, dar să știți că și fără muștei, doar cu niște lămâie, acest pește este delicios. Noi l-am servit cu o garnitură de pilaf de orez alături, dar merge la fel de bine niște mămăliguță caldă sau niște salată de cartofi cu usturoi și pătrunjel. Vă las linkul către rețetă în comentarii. Vă aștept cu impresii și comentarii după ce încercați rețeta. Vă mulțumesc că ați fost din nou astăzi cu mine în bucătărie. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Vă invit să dați o raită și prin celelalte rețete deja publicate pe canal. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye-bye!